inaugurăm un documentar în serial despre nedreptățile din țara noastră. La început vom vorbi despre nedreptățile făcute unui român de origine irachiană care din 2007 se luptă cu autoritățile statului pentru a-i se face dreptate. Năstase Cătălin, căci despre el este vorba, a studiat arhitectura în București, la Institutul Ion Micu din capitală și s-a stabilit aici de mai bine de 30 de ani. Obținându-și cetățenia în anul 2000, trăiește și simte românește mai intens decât mulți români. În anul 1999, Năstase Cătălin se asociază cu Puzlea Dumitru, în cadrul companiei Sece Universal Trade Company S.A. Pentru a intra în această afacere, Năstase Cătălin investește o mare sumă de bani, fiind numit și președintele firmei. Timp de 10 ani, cât a fost președinte, firma se dezvoltă foarte mult, un aport major avându-l și managementul și priceperea domnului Năstase Cătălin. În anul 2006, cifra de afaceri a companiei era de 195 miliarde lei. Toate bune și frumoase până când, în 2007, Puzdrea îl îndepărtează pe Năstase Cătălin din firmă prin amenințări și presiuni repetate asupra sa și a familiei sale. Năstase Cătălin deține și acum 11% din acțiunile de la complexul Flora. Mai mult, două din restaurantele din complex, unde patronii erau cei doi frați ai lui Năstase Cătălin, închiriate de la Puzdrea, sunt abuziv închise de acesta, adică de domnul Puzdrea, pentru a crea presiuni asupra lui Năstase Cătălin să cedeze cele 11% pe care le deținea la complexul Flora. Domnul Năstase Cătălin nu dorește să cedeze cele 11% de la Flora până nu își primea banii investiți acolo. Cum domnul Puzdrea dorea să obțină acțiunile pe gratis, a urmat un lung și anevoios proces care încă și acum se judecă. Zecile de demersuri făcute de Năstase Cătălin de-a lungul anilor nu au avut niciun efect. Toți polițiștii, avocații, procurorii și judecătorii care s-au ocupat de caz au fost mituiți rând pe rând de domnul Puzdrea. Din păcate, toate aceste plângeri au fost soluționate negativ datorită mituirii polițiștilor și judecătorilor de către Puzdrea Dumitru. De cazul de la Flora s-au ocupat mai mulți polițiști, judecători și procurori. Printre ei amintim pe Voicu Ion și Matei Ionuț Alexandru, Lupu Marian și judecătorii Virginia Duminică sau procurorul Mircea Ene. Tactica lui Puzdrea era să facă afacerile murdare din umbră, scoțându-l la înaintare pe diversi complici. Exemplu concludent este nepotul său Alexandru Gabriel, precum și administratorul societății Universal Trade Company și a complexului Flora, Stelian Iordache. Alexandru Gabriel are un cazier bogat, fiind acuzat că a falsificat tipărind dolari cu un tipar adus din SUA. La aceasta se adaugă faptul că același Alexandru Gabriel a venit ca martor cu trupele speciale antitero, cu mascați, la reședința domnului Năstase Cătălin pentru a-l intimida să cedeze acțiunile în favoarea lui Puzdrea. Cum explicați că fix în acel moment, domnul Alexandru Gabriel, nepotul lui Puzdrea, se afla chiar în dreptul casei lui Năstase Cătălin și a fost luat ca martor? Trageți și dumneavoastră concluzia. Același Alexandru Gabriel apare și ca coproprietar a mai multor proprietăți a lui Puzdrea, ca de exemplu fabrica de cherestea de la Câmpul Moldovenesc. Pentru a nu da socoteală autorităților, multe din proprietățile lui Puzdrea erau trecute pe alte nume, cele din familie de obicei, cum este cazul și lui Alexandru Gabriel, nepotul său. Revenim acum la o altă afacere unde Puzdrea l-a șantajat pe domnul Năstase și a furat bani. Este vorba despre fabrica de cherestea de la Câmpul Lung Moldovenesc, județul Suceava. Fiind de bună credință, în anul 1999, Năstase Cătălin s-a asociat cu Puzdrea Dumitru, primind de la acesta firma Valgerom, adică firma pe care era cută această fabrică de cherestea. Timp de 3 ani, Năstase Cătălin, împreună cu frații săi, a investit o sumă mare de bani, a muncit și a ridicat firma. În 2002, Puzdrea Dumitru, care între timp ajunsese parlamentar, prin amenințări repetate, l-a constrâns pe Năstase Cătălin să-i cedeze înapoi firma lui Puzdrea. Astfel, toți banii investiți timp de 3 ani
Profitul celor 3 ani, plus munca lui Năstase și a familiei sale, plus garanțiile lăsate în conturile diverselor ocoale silvice, au fost luate de Puzdrea. Rușine, domnule Puzdrea, rușine! Mai multe detalii despre afacerea fabricii de la Câmpul Lung Moldovenesc le veți vedea în episoadele următoare. Toate fără de legile făcute de Puzdrea au avut în spatele său acoperirea poliției și anume pe domnul Secu Emanuel, șef serviciu investigații fraude, fost serviciu economic din sectorul 2, care ulterior s-a sinucis în mai 2010, nemai suportând anchetele din ce în ce mai amănunțite ale DNA. În episoadele următoare veți descoperi mai multe detalii despre afacerile necurate făcute de Dumitru Puzdrea, despre șantaj, despre mituiri, despre furturi, furturi pe care le-a făcut domnul Puzdrea în decursul anilor. Rămâneți cu noi, urmăriți episoadele și nu veți regreta. Vor urma dezvăluiri șocante. Dar până la următoarea întâlnire, nu uitați să vă cereți dreptatea. Vrem dreptate.